Salutare tuturor! Astăzi o să despachetăm mai multe pachetele, mici, mari, care o fi. Sunt niște pantaloni, o geantă, un tripod și niște chestiuțe pentru telefon. Așa că, hai să ne uităm. Ce să mai întind? Hai să vedem puțin ce avem. Nici nu știu ce și unde, ce pachete sunt. Dar am luat niște chestiuțe mici care le așteptam să se ducă, fiindcă nu aveam tare nevoie de ele, deci le-am luat să fie. Așa. Una. Asta e tripodul. Tripodul, ăsta mă gândeam la el încă de mult. Tripod pentru telefon. Că de multe ori n-ai unde să... Uite, să-mi dai așa, așa. Așa, adică e bun. Îmi place. Și poți să-l ții și drept. Asta am. Asta sunt așa să-i punem. Chestiuța asta de susținere. Așa, tripod pentru telefon este și pentru camere, video, separat. Asta, 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 așa se pune pe tot. Se reglează cum vrei. Nu te știu ce rău. Trebuie poate în alta, bla bla bla. Să încercăm un telefon. Deci, un telefon, așa. Și se ține foarte bine, în deci în care. Ei, bun. Următorul. Și când se scoate, să vedem așa. Încă o să așa pe față. Așa. Nu știu dacă se vede. Opa. Și se trage de asta. Este un cauciuc mic. Așa. Și se trage de asta. Și se deschide. Uite așa. E foarte complicat și costă puțin ca să luai în feste situații, te uiți la un film, să faci un selfie, etc. Asta e, altceva în pachet nu este, tot. Următorul pachetel. Parfumul, e chestia de la parfum și deci un miros de, nu scrie că e în chineză aici, să se, așa se focusează, dar e am ales un miros de rozmarin, marincina, bla bla bla, și ăsta e carcasa care se bagă în mașină, se bagă în rosu. Se bagă unde e aerul. Și aici e sinus. Aici se reglează intensitatea. Am simțit găurile mele. Și
Pentru mașină. Este cu miros de apă de colonie și asta se învârte fără sunt mai multe mirosuri, tipuri de miros de care deja ce nu vine. Asta e lucru 2. Și lucru 3, și ăsta că am fost aruncat în mașină, e cam murdar. E cărcat pentru telefon. Căuciuc simplu, transparent. Pentru telefonul meu. Asta este bine. Și o altă despachetare, da? Eu deja am deschis-o. Am rupt-o ca să nu stau să vă iau timpul. Mănânci pentru tot. Toate cu reducerile de la 11 la 11. Deci până la 11, deci mai numere dată de 11. Deci un material de două materiale, deci un pic așa mai gros pentru haltere, pentru diferite, deci asta ca să tragi degetele să iasă mai ușor, da? Sunt niște cauciucuri, de obicei între degete sunt aici niște ațe la alte modele de mânuși și de care tragi. Uite așa, hai să încercăm să îndrapăm. Așa, imediat. Am luat mărimea M, de obicei am trebuie, dar îmi pare că cam mică. Așa. Și dăm cu mărimea asta. Nu știu cât pe fiecare își dă cât vrea. Sperăm poate la chinezi e mai... ca să nu faci bătături în palmă de la aparatele de la spate. Poate până așa. Se bată și contură. Am strâns o cantare. Asta e. Deci în pachet nu are nimic, doar asta. Aici e gol tot. Așa ceva. Niște pantaloni. Deci pun. Pentru sport. Așa, să nu pun pentru pe jos. Să reduc tot. Un fel de material strange de la Dr. Mosco.
Vrem ultimul pachet, care arată, avem ultimul pachet care arată cam așa, e lung. Aici este o geantă. Geantă pentru călătorie sau pentru sport, fiecare deja pentru ce se face cu chestia asta. Nu găsim mult timp. Deci, ca să trebuie să facem pachet mai mic. O geantă pentru sport. Sper să fie foarte ok. Așa. Este foarte curat, aici e așa iubițică, iar curat și aici e așa iubițică, un albastru deschis, așa frumos. Are mâner, aici are deschizătoare pentru Adidas, încălțămintea pentru sport care a rezistent. Și partea asta nu este nimic, a, este și aici un buzunar. Cred că tot pentru altceva. Să vedem înăuntru. De aici am deschis-o. Și avem, e foarte simplu, nu sunt buzunari înăuntru, dar este ceva special care la alte genți simple nu este. Deci buzunarul care vine de aici, dintr-o parte, care vine pentru o încălțăminte, are despărțitură separată de celelalte lucruri care le aveți în geanta, în buzunarul ăsta mare. Și în partea asta, la altă, la fel. Asta e ceva foarte fain, fiindcă încălțămintea poate să fie murdară, prăfuită, etc, etc. Deci multe poate să fie și să... Dacă, spre exemplu, ai haine curate și prosoape pentru duș, te ajută să le ții curate și să nu le murdărești de la încălțăminte. Și aici, înăuntru, erau astea. Deci care vin dintr-o parte a genții, din partea asta în partea asta. Și se pune pe umăr. Mai aveam încă două chestiuți așa, cu un capăt, cu un clește la capăt, care se prinde dacă se focusează. Și încă una. Și cu capul ăsta gol cu mine. Și nu știu la ce se folosește, dar cred că parcursul s-a pus, dar ceva va anunți, dacă vreți să știți. Asta e reglajul la lungime. Cam asta e gentuța plină. Așa am pus eu niște încălțăminte, bla bla bla. Uite așa arată. Fain, frumos, comod, aici un buzunar lateral, aici e pentru încălțăminte, aici e pentru o altă încălțăminte, prosop, apă, ce-ți mai trebuie la sport. Deci cam asta au fost toate lucrurile, mersi mult pentru vizionare și ciao, ciao, până la următoarea întâlnire.